Deșertificarea este un fenomen de transformare treptată a unor terenuri cu soluri fertile în deșerturi. Acest fenomen este determinat de temperaturi ridicate, secetă puternică și prelungită, de despăduriri, lipsa irigațiilor, a perdelelor forestiere și agricultura nepotrivită. Ce înseamnă agricultură nepotrivită? Adică exploatarea excesivă a solului cu lucrări și pesticide, dar și cultivarea unor plante nepotrivite pentru tipul de sol și climat din zona respectivă. Unde are loc deșertificarea? Acest fenomen afectează cel mai puternic continentul african, în statele subsahariene. Este prezent în țările din sudul Europei, în state asiatice, precum China ori Iran, în țări din America de Sud, precum Chile. Deci vorbim de un fenomen global, cu efecte devastatoare, care nu este limitat la un singur continent. Nisipul înaintează tot mai mult pe întregul glob. Deșertificarea influențează în mod negativ biodiversitatea, pentru că multe specii pierd odată cu distrugerea habitatului lor. Deșertificarea este un pericol și pentru supraviețuirea comunităților umane. Tot mai mulți oameni sunt nevoiți să se mute sau să renunțe la fermele sau casele lor din cauza fenomenului deșertificării. Zone întregi sunt abandonate și sate întregi sunt strămutate în zone mai fertile. La scară globală, deșertificarea înaintează anual cu circa 50.000 de kilometri pătrați, cam de două ori suprafața Olteniei. Aproximativ 50 de milioane de persoane ar putea fi strămutate în următorul deceniu ca urmare a deșertificării. Acest fenomen este doar un aspect al încălzirii globale, una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea. Ziua de 17 iunie a fost declarată Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Dragi copii, această problemă ne privește pe toți. De aceea, liderii statelor au semnat un acord prin care toți trebuie să facem eforturi pentru ca până la finalul anului 2050 să ajungem la emisii aproape de zero, adică să construim societăți cu adevărat sustenabile din punct de vedere climatic.